Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, sunt Cornelia Crevean. În emisiunea de astăzi avem un subiect extrem de interesant. Ce se întâmplă în burtica unei mame în momentul în care este însărcinată? Ce se întâmplă cu tatăl în momentul în care mama e însărcinată? Ce se întâmplă cu copilul? De unde vine el? Cum apare el? Ce ar trebui să facem noi înainte de a primi copilul în viața noastră? Discutăm cu invitata mea de azi, Dita Depner, care este educator prenatal. Bine ai venit alături de noi, Dita. Îți mulțumesc că ai acceptat această invitație. Bine v-am găsit. Mai ales că ne folosim și de cartea tradusă de profesorul Dumitru Constantin Dulcan, profesor academician, Cele 9 trepte, o carte care pe tine te sprijină foarte mult în acest demers despre care vom vorbi astăzi. Mai ales că tu vei organiza în toamnă, din toamnă, după ce trece vacanța de vară, vei organiza un turneu prin România, un turneu de autocunoaștere. Spuneai tu că e foarte bine ca acești copii care se nasc să nu vină la întâmplare. Ei oricum nu vin la întâmplare. Așa, să ne pregătim și noi, da, exact. Ai dreptate. Important e să fim noi conștienți că ei chiar aleg momentul potrivit să vină, ne aleg pe noi, tot așa ca și părinți potriviți, ca să primească exact experiențele de care au nevoie. Și toate aceste lucruri putem să le conștientizăm. Hai să vedem un pic. De foarte multe ori auzim: Doamne, i-a dat Dumnezeu copii, uite, unei familii sărace care nici nu are după ce bea apă. Sau i-a dat Dumnezeu copil unei femei care locuiește într-un canal și care toată ziua se droghează. Ce face universul? Cum lucrează de a aduce copii în viața unor astfel de persoane? O mamă care se droghează și stă în canal toată ziua? Universul cred că nu greșește. Da, niciodată. Vorbeam noi că vorbeam. Nimic nu e la întâmplare. Exact. Așa. Iar toate au un rost. Poate că acel copil care vine la acea femeie care nu are o casă și se droghează, poate că acel copil e șansa ei de a ieși dintr-un lanț nefericit de evenimente care au adus-o în starea în care este. Așa cum copiii noștri vin în viața noastră pentru a ne da niște lecții. Cartea aceasta pe care o avem aici în emisiune povestește foarte clar și răspicat cum că un copil care urmează să se întrupeze știe cu 3 luni înainte în ce familie vine. Știe cu 3 luni înainte cine-i vor fi părinții. Îi vede, îi testează, se uită la ei. Uneori poate nu le place ce văd în cartea aceasta. Știm ce sentimente avea fetița, Rebecca, care urma să se reîntrupeze. Copiii stau în aura părinților înainte de concepție pentru că acela este momentul în care ei încep să-i studieze și au mai multe, să zicem, grupuri. Așa. Da, de părinți și studiază pe toți. Există foarte multă literatură pe tema asta în care există copii care au amintiri din viața dinainte să se nască și povestesc că, uite, nu m-am dus la mătușa ta sau nu m-am dus la sora ta, am venit la tine pentru că mi-a plăcut mai mult de tine decât de mătușa. Deci sunt foarte, foarte exacti copiii, ei nu greșesc, așa cum nici noi n-am greșit să ajungem la părinții noștri, cu care sunt absolut sigură că avem ciocneli și divergențe, dar totul are un scop. Pentru că dacă nu aveam părinții aceia, probabil că nu eram ceea ce suntem astăzi acum. Bun, deci tu spui foarte clar ceea ce spune și profesorul Dulcan, că copiii știu de dinainte în ce familii vor veni, în ce condiții se vor naște. Dar experiențele pe care urmează să le trăiască, chiar citesc o carte, sunt la început, se numește Suflete curajoase. Este o carte care se găsește la librăria Ralu, despre faptul că cei care se întrupează în această viață sunt niște suflete extrem de curajoase. De ce? Pentru că vin aici și trăiesc tot felul de experiențe nu foarte bune uneori. Știi cum e asta cu bun și rău? Cred că nu ar trebui să extrapolăm. Da, eu nu prea le cataloghez exact. Așa în bun sau rău, dar vezi că lumea în care trăim așa funcționează. Experiențele sunt necesare, asta odată. Și avem nevoie de anumite experiențe.
Și atunci ne alegem fix momentul și părinții și situațiile în care să venim ca să ne facem treaba. Tu ai peste 2500 de cupluri consiliate la școala ta, da? Vis-a-vis de cum trebuie să se comporte o mamă în timpul sarcinii, înainte de sarcină, povestește-ne un pic, că este chiar meseria ta, ce faci acum, mai ales că tu ești promotor pe naștere naturală, ai și luat un premiu important în 2017, ai fost declarată femeia anului pentru că susții nașterea naturală, nu ești pentru cezariană imediat. Cezariana pentru mine este o chestie de urgență. Deci, medicală, da? Medicală, da, iar nașterea nu este o boală. Și asta fac eu de aproape 10 ani, să le redau femeilor încrederea că ele pot naște copiii aceștia, pentru că sarcina nu trebuie tratată ca o boală. Și le redau încrederea, de fapt asta fac. Și asta este pregătirea, pentru că stăm și ne gândim, oricine face o școală, da? Ca să-și găsească un job sau menirea în viață, să facă ceva ce îi place. Ne pregătim pentru asta. Ne pregătim inclusiv pentru nuntă. Câte luni de zile înainte de nuntă nu facem pregătiri? Ne pregătim inclusiv pentru botez sau pentru zi de naștere sau pentru un eveniment, dar nu ne pregătim pentru o concepție conștientă. Rămânem la întâmplare însărcinate. Unii fac lucrurile acestea, alții nu. Da, dar eu zic că toți avem datoria să facem această pregătire. De ce e necesară această pregătire? Pentru că dacă sufletele din lumea de dincolo știu exact că au o treabă de făcut aici pe pământ și că în familia X pot veni pentru că prin familia X își pot atinge anumite experiențe de viață, oricum sunt pregătite și vin, nu? Bun, hai să facem o altfel de Spune. Întrebare. Ce ar fi să atragem noi, prin felul în care ne comportăm și felul în care suntem, un suflet cu vibrație înaltă? Pentru asta trebuie să te pregătești. Cum poți Dar să te pregătești? Să te autocunoști. Să atragi un suflet cu vibrație joasă? Bineînțeles. Hai să vedem cum atragem înaltă și cum atragem vibrație joasă. Păi simplu, prin inconștiență, dacă mai ne și îmbătăm și nu... Nu, adică nu ne pregătim ca pentru un lucru sacru, concepția. Că da? Se spune că toți copiii vin de la Dumnezeu. Toți vin de la Dumnezeu. Noi toți suntem de la Dumnezeu. Dar unii vin cu o anumită treabă, alții vin cu o anumită treabă. Toți avem treabă, toți avem de ars o karmă. Da? Dacă e să o luăm așa, ezoteric vorbind. Așa. Deci toți avem o misiune în viața asta. Și nu contează că e o misiune mai joasă sau mai sus, mai... Nu contează, dar... Important e că ne pregătim. De exemplu, o femeie se poate pregăti pentru o concepție conștientă pentru a atrage un suflet frumos în viața ei doar și prin faptul că începe să se autocunoască, prin faptul că își pune întrebări, prin faptul că se întreabă, ok, eu cum am venit în viața asta? Prin faptul că se duce și are o discuție cu părinții ei, cu mama ei și o întreabă, mama, tu te-ai bucurat când ai văzut că ai rămas însărcinată cu mine? Tu ți-ai dorit să vin? Sau a fost un accident și ți-am stricat viața, da? Sunt foarte importante aspectele astea pentru că noi în momentul în care ne alegem părinții, contează cum ne primesc ei pe noi. Pentru că înainte să devenim oameni obișnuiți, noi suntem un fel de supra-oameni, suflete care știu tot, știu ce fac, dar în momentul în care venim, noi nu mai avem această cunoaștere. Nu mai avem acele simțuri exact. De și avem dincolo, nevoie, da? Avem nevoie de validare. Și atunci validarea o primim de la părinții noștri. Păi, de exemplu, da? Dacă o mamă își dorește foarte mult să aibă o fetiță, și acea fetiță e un băiat. Gândiți-vă că tot timpul acel băiat va suferi că el nu s-a născut fetiță și va face tot ce-i va sta în putință de când se naște, de când e în burtică la mama, să demonstreze că e ok chiar și dacă e băiat. Culmea e că după naștere sunt mămici care își lasă băieței cu zuluf și se comportă cu ei ca și cum sunt fetițe. Tocmai pentru că și-au dorit să aibă fetițe. Da, deci impactul ăsta este foarte mare și de aceea vreau să atrag atenția femeilor să lase lucrurile să curgă, pentru că nu degeaba îți vine un băiețel sau o fetiță în familie. Pentru că ai de învățat de la acel copil, nu contează că e de sex masculin sau feminin. Mai bine te gândești, ok, eu îmi doresc asta, dar copilul acesta ce-și dorește?
își dorește să fie iubit și acceptat. Dacă eu nu-l accept că e băiat în loc de fată, deja i-am subminat ceva din propria lui valoare. Sau se taie ceva la nivel emoțional între copil și mamă, nu? Exact. Și cât de mult trebuie să lucrăm noi, gândiți-vă câtă terapie facem noi la vârsta noastră, ca să prelucrăm, de fapt, neacceptarea mamei noastre, că n-am făcut suficient de multă școală sau de bine sau nu am făcut ce și-a dorit Vai, ea. Dar câte persoane sunt în ziua de astăzi care se simt, persoane care se simt vinovate față de părinți că n-au făcut suficient de multă. Cum spui tu, școală, n-am suficient de mulți bani. Nu sunt suficient de bună. Da. Nu sunt suficient de inteligentă. Deci toate astea le-am auzit în copilărie. Că nu știi să faci aia, nu știi engleză, franceză? Eu vă spun, am uitat franceza pentru că am urât-o, pentru că am învățat-o cu forța, că mama a vrut să fac franceză. Și am uitat-o. Tocmai că nu mi-a plăcut niciodată. Deci sunt foarte multe lucruri și îmi dau seama că de multe lucruri am făcut. Le-ai făcut? Da, engleză, germană, deci italiană, deci nu e nicio problemă. Dar era vorba de aversiunea care mi s-a creat fiind când copil. Când ai fost obligată. Da. Și când am luat bătaie pentru matematică. Deci niciodată n-am fost bună la matematică. Și îmi dau seama cât de multe lucruri am făcut ca să-i dovedesc mamei mele că chiar sunt ok. Și acum îmi dau seama că foarte multe din acțiunile mele le fac pentru că mama și-a dorit sau pentru că niciodată n-am fost suficient de bună în copilărie. Când începem să ne cunoaștem astfel, ne putem explica foarte multe lucruri pe care le-am suferit ca și copii. Și nu este că e vina mamei, pur și simplu așa au fost. Da, și ei vin cu limitări din existența lor, deci părinții noștri, care ne spuneau că copilul cu tare e mai bun decât tine, că nu ești bună la școală, că nu vezi nimic și mă faci de râs. Exact. Deci părinții vin cu limitările lor, adică ei și-ar dori foarte mult ca copiilor să facă ce n-au făcut ei în viața aceasta. Lucru total greu. Exact, noi venim cu un bagaj. Noi suntem talentați poate la altceva decât la ce au fost talentați părinții noștri. Da. Tu știi ce a vrut să mă facă tata când o să mă fac mare? Nu. Impiegat de mișcare. Și a zis că e un loc călduț acolo în cadrul CFR-ului, nu muncești mult, nu mai ridici paleta, cobor paleta și merge treaba. Îți dai seama ce bine că nu... Când am ajuns impiegat de mișcare, Doamne ferește! Eu trebuia să mă fac învățătoare. A, și adevărul mai e că, uman. Da, e mai uman, dar nu mi-a plăcut, pentru că m-am dus cu forța la pedagogic, tot așa, din dorința mamei, pentru că eu am venit la mama mea atunci când ea își dorea să facă o facultate și din cauza mea a întrerupt tot. Și atunci toate proiecțiile ei s-au dus pe mine, iar eu trebuia să îi le îndeplinesc. Și nu a fost așa, pentru că fiecare copil vine cu destinul lui. Vine cu destinul lui, cu caracterul lui, cu atitudinea lui, cu... Fiecare copil este altfel. Așa este. Și e foarte bine să nu-i forțați. Nu știu ce ar trebui să facă un părinte ca să descopere copilul de lângă fără să-l oblige. Să-l ducă la pian, engleză, franceză, germană, dansuri. Nu sunt de acord cu toate chestiile nu astea. Nu ești de acord, da? Nu. Hai să vedem. Ce le spui tu mamelor, viitoarelor mame, care vin la cursurile tale? Deci... În primul rând să se cunoască pe ele, să-și cunoască traumele, limitările, suferințele și să lucreze la ele pentru că noi, pentru că ducem transgenerațional asta din... Vă dați seama că și mama noastră a auzit aceleași texte de la bunica, de la mama ei și bunica de la mama ei și noi de fapt ducem aceste lucruri peste generație și le predăm mai departe ca o ștafetă, da? Copiilor noștri. Și atunci, acum avem, de exemplu, școli sau părinți care își dresează copiii să facă toate activitățile posibile și imposibile pentru că așa n-au avut ei parte sau așa trebuie să fie sau așa au gândit ei. Așa e moda ei. Acum. Da. Gândiți-vă că un copil are nevoie să se descopere pe sine prin experiență. Adică experimentând tot felul de lucruri. După care, da, bineînțeles că poți să-i arăți cum e să cânti la pian, cum e să faci engleză, dar lăsați-i să se descopere. Ei prin joacă experimentează.
Eu de aceea sunt adepta școlii Waldorf. Da, tu nu ai copii la o școală normală de cartier. Da, m-am zbătut mult să creez acel loc și mă bucur că s-a creat acel loc cu oameni minunați care își dau seama că, măi, copiii nu trebuie să facă performanță. Copiii trebuie să se descopere, pentru că nu contează ce vreau eu să facă fiica mea. O să se facă ce trebuie să se facă. Mă bucur să o studiez, să o văd și să-i dau cumva, având în ce direcție dorește ea să meargă. Ce le spui cuplurilor care vin la tine? Pentru că tu spuneai că această carte care astăzi este aici la noi pe masă nu este numai pentru doamne, pentru viitoare mămici, femei însărcinate și așa mai departe, ci și pentru tătici și pentru domni. Hai să fim serioși, toți ne-am născut, indiferent că suntem bărbați sau femei, corect? Pe toți ar trebui să ne preocupe ce e cu noi. Care este scopul nostru? Care e menirea noastră? Ce treabă avem noi în lumea asta? Pentru că toți Dar trebuie să lăsăm ceva în urmă. Acestea. Nu, păi da, da. Foarte puțin. Chiar vorbeam noi două. Sunt lumea se trezește, dar ușor. Da, da, vezi tu, trebuie să se trezească în termenii lor, da? Dacă au nevoie de anumite experiențe, să ajungă la o experiență limită, ca să înceapă să se întrebe, măi, dar eu ce am de făcut? Atunci asta e experiența. Dar până să ajungă acolo, are un drum. Și toți ajungem cam la concluzia asta, când vedem că toate drumurile se înfundă și, de fapt, toate drumurile duc spre autocunoaștere. Pentru că aia este singura chestie care ne validează. Și până nu te descoperi, degeaba ai bani, case, joburi, deci nu asta îți dă satisfacție. Spuneai tu că un copil în perioada intrauterină simte și știe tot, chiar dacă nu poate vorbi, chiar dacă, că noi spunem că nu înțelege, dacă nu are încă cortexul format, nu pricepe. Ei, s-a dovedit că nu e așa. Așa este. Sunt foarte multe studii care arată că nu este așa, iar gândirea asta este veche și eronată. Vă invit să veniți la turneul pe care o să-l fac în 10 orașe, în octombrie și în septembrie, unde o să vă arăt un film, se numește In Utero, în care o să vedeți toate acele experimente care s-au făcut și care dovedesc că noi suntem conștienți și învățăm deja din timpul sarcinii. Deci noi, când ne naștem, venim cu acel bagaj de experiențe de 9 luni. Deci noi nu avem o zi, avem o zi și 9 luni în spate. Și 9 luni, acele 9 luni de învățare sunt ceea ce ne oferă mama și experiențele ei și sentimentele și emoțiile ei. Până deci noi învățăm prin intermediul a ce simte mama. Dacă mama simte, nu știu, ură, dacă mama se ceartă cu tatăl, dacă e în tensiune, lucrează într-un mediu stresant, ascultă o muzică nepotrivită, cum va fi copilul? O să fie oglinda ei și o să aibă fix aceleași frici și aceleași temeri pe care le are mama. Asta este foarte interesant. Și chiar arată studii că mame care își poartă copiii și sunt, de exemplu, locuiesc într-o țară unde sunt războaie, copiii aceia își dezvoltă partea creierului care merge pe autoapărare foarte mult. Copiii care sunt în mame care nu au probleme de genul ăsta de supraviețuire, își vor dezvolta intelectul mai mult. Deci, gândiți-vă că noi suntem 75% apă, da? Ca și planeta Pământ. Apa are memorie, corect? Așa este. Masaru Emoto a demonstrat asta. Nu mă credeți? Căutați cărțile lui și vedeți imaginile cu diferite cristale de apă care se pot imprima cu cuvinte. Iubire formează un anumit cristal. Ură, compasiune, rușine, iarăși un cuvânt foarte destructiv. Bun, gândiți-vă că noi, în momentul în care suntem în burta mamei, noi trăim într-un mediu acvatic. Deci apa aia care o imprimă cine? Mama cu emoțiile ei ne face pe noi să trăim într-un mediu fix. Noi ne scăldăm în emoțiile mamei. Și atunci, dacă mama își trăiește sarcina cu frică, cu teamă, cu emoții, că vai, dacă copilul nu-i bine, vai, deci cu griji, copilul acela va avea tot timpul impresia, mama are impresia că eu nu sunt suficient de bun. Da? Deci acolo se duce în cap ce? Încrederea în sine. Și după aia ne mirăm când suntem maturi
De ce trebuie să lucrăm pe chestia asta? De ce avem nevoie de terapie? De ce nu avem încredere în noi? Și așa mai departe. Deci este atât de important cum am venit noi și hai să întrerupem lanțul ăsta de transgenerațional, să tot proiectăm pe copiii noștri aceleași prostii pe care le-am făcut și noi. Da, cartea de astăzi vorbește despre lucrul acesta. Vei pleca într-un turneu, mai multe orașe, câte la număr? Sunt 9 orașe din țară și o să merg și în Republica Moldova, la Chișinău, în septembrie și în octombrie. Mi-am propus acest turneu, care va fi un tur de forță, pentru că vreau să ajungă informațiile la oameni. Ce vei face cu acest turneu? În acest turneu o să fac o conferință despre ceea ce înseamnă un fel de autocunoaștere, de cum am venit noi, ce ne-a imprimat în cele 9 luni de sarcină, cum ne-am născut, cum ne-a impactat nașterea, viața și personalitatea. Și o să prezint și filmul In Utero, care este un film de mare excepție, a primit pe IMDb o notă de 8,5. Este un film documentar din 2016 care prezintă efectiv cum ne impactează pe noi și cum ne modulează subconștientul toate experiențele trăite în cele 9 luni de sarcină, la naștere și în primii 2-3 ani de viață. Deci este un film care ne privește pe toți. Nu este doar un film pentru viitoarele mămici, exact. Da? Și este foarte interesant pentru că tocmai nu este doar pentru mame sau viitoare mame, ci este pentru toată lumea. Mulțumesc că ai venit astăzi alături de mine. Cei care vor să vină la cursurile tale, dar nu pot, au filme pe YouTube, da? Au filme pe YouTube, canalul meu, mă găsiți după nume, acolo sunt peste 120 de filmulețe, în fiecare săptămână pun alte filme, pentru că știu că trebuie să las ceva în urma mea și asta este cadoul meu pentru femeile și copiii care vin și se nasc și pentru o lume mai bună și fără a ta violență. Mulțumesc, Dita Depner, că ai fost alături de noi. Imediat aici în studio va fi domnul doctor Bogdan Moldovan. Vorbim despre tehnică robotică de ultimă oră în intervențiile ginecologice la Spitalul Sfântul Constantin. Vacanța la Hotel Delta din Mamaia. Hotel Delta este lângă plajă. Hotel Delta te așteaptă cu 125 de camere duble și 10 apartamente anul acesta renovate. Hotel Delta are camere dotate cu aer condiționat, televizor și frigider. La Hotel Delta, primul copil până în 14 ani beneficiază de cazare gratuită. La Hotel Delta poți ții cu tine animalul de companie. Hotel Delta din Mamaia, hotelul unui brașovean, care îți răspunde la telefoanele 0241 831 965 sau 0755098512. Ne găsiți și pe office@deltavacanța.ro. Delta, Mamaia. În stațiunea Venus, într-o zonă liniștită, plină de verdeață, te așteaptă hotelul Sanda, categoria 2 stele. Situat la aproximativ 250 de metri de plajă, hotelul Sanda are 124 de camere duble spațioase, dotate cu televizor, frigider și grup sanitar propriu modernizat. Hotelul Sanda dispune de bar de zi, terasă cu barbecue de grădină, loc de joacă pentru copii și internet wireless la recepție. Rezervări la telefon 0241 731 501 sau pe www.hotelsanda.ro. Tratați-vă cu medicamentele naturii. Ne găsiți în cadrul cabinetului Favisan, locul în care reprezentanții Favisan, sub atenta supraveghere a doctorului Virginia Faur, vă oferă remedii naturale pentru menținerea sănătății, produse cosmetice și ceaiuri de masă. Cabinetul este pe strada Republicii numărul 39, etaj 1. Programări la telefon 0745 200 135. Favisan, medicamentele naturii pentru sănătate și longevitate. De la doctor Virginia Faur. Alege din oferta produselor Diego și bucură-te de confortul unui cămin adevărat. La Diego poți alege dintr-o gamă variată de parchet laminat, covoare, mochete, perdele, draperii și tapete. Din 1 iunie te așteptăm în noul magazin Diego din Brașov, strada Cristianului 1-3, în incinta Megamobila Mall, fostul Texen. Diego, pas cu pas către căminul sufletului tău.
Într-un cadru profesionist, doctorul Condor Attila, alături de o echipă tânără de specialiști și iubitoare de animale, vă stă la dispoziție pentru a trata problemele de sănătate ale prietenului dumneavoastră. Spitalul Veterinar K2 din Sfântul Gheorghe, strada Păiuș, David, numărul 2, vă așteaptă cu servicii de înaltă calitate, laborator clinic, bloc operator, intervenție de mică și mare chirurgie, oftalmologie, terapie intensivă, ecografie, fizioterapie și toată gama de analize de laborator. Medicul veterinar Condor Attila din Sfântul Gheorghe poate fi contactat zilnic la telefonul 0744 571020. Că nu iubești cu adevărat dacă nu te iubești în primul rând pe tine. La Paradisul Verde ne place să te răsfățăm sănătos. Aici este locul unde ne întâlnim cu atâția oameni plini de căldură, energici, dornici de idei noi, de lucruri noi, de produse noi. Aici este locul unde mă regăsesc. Vino, rețeaua magazinelor holistice Paradisul Verde și redescoperă darurile naturii. Remedii, alimente naturale și bio, produse fără gluten, produse pentru diabetici, superalimente, dulciuri sănătoase, cosmetice naturale, detergenți bio și aparate de bucătărie. În plus, consilierii noștri de vânzări îți oferă consultanță pe întreaga durată a cumpărăturilor și răspund cu drag tuturor întrebărilor sau nelămuririlor tale. Produsele de aici sunt unice. Am găsit produse atent selecționate și produse bio și produse fără conservanți. Asistenții de vânzări sunt foarte bine pregătiți. La o singură vizită găsești produse pentru toate nevoile tale. Paradisul Verde este mai mult decât o rețea de magazine holistice în care găsești produse curate și sănătoase. Este un mod de viață.
punem suflet în tot ceea ce facem și asta se simte. Peneș Curcanul. Semi-preparatele din curcanii noștri crescuți cu cereale sunt cu carne, condimente naturale și neaditivate. Peneș, bine crescut în România. Sunt dr. Diana Nemes, terapeut acreditat în tehnica Bowen. Terapia Bowen este acreditată și decontată de casele de asigurări din multe țări din Europa. Produce modificări și îmbunătățiri semnificative ale stării de sănătate a pacienților. Se adresează oricui, de la nou-născuți până la persoanele vârstnice. Este o tehnică simplă, ușor de aplicat, gentilă, total neinvazivă, dar cu beneficii semnificative pentru pacienți. Terapia Bowen ameliorează semnificativ starea de sănătate și că, indiferent de motivul pentru care alegeți această terapie, beneficiile se vor vedea în întregul dumneavoastră organism imediat, reechilibrându-l și îmbunătățind calitatea vieții. Terapia constă dintr-o succesiune de mișcări delicate, total nedureroase, care se efectuează pe anumite puncte ale corpului. Mișcările sunt mișcări pereche, iar între seturile de mișcări facem pauze de 2-3 minute. În Brașov, dr. Diana Nemes practică terapia Bowen la cabinetul de pe strada Brândușelor numărul 74. Programări la telefon 0745-295-536. Dr. Diana Nemes, medic acreditat pentru efectuarea terapiei Bowen la Brașov. Cărți, papetărie, jucării, diverse obiecte religioase, ceaiuri, umbrele și cadouri deosebite. Librăriile Ralu, strada Mureșenilor numărul 12, magazin Star etajul 2, strada Iuliu Maniu numărul 66, strada Johann Gott numărul 6. Librăriileralu.ro. Vorbim despre tehnică robotică, tehnică de ultimă oră, care se găsește în momentul de față la Spitalul Sfântul Constantin. Alături de mine se află doctorul Bogdan Moldovan, este medic primar chirurg și șef secție chirurgie la Spitalul Sfântul Constantin. Bine ați revenit alături de noi, domnule doctor. De fiecare dată alături de ce se întâmplă nou în orașul nostru și de evoluția pe care o suportă medicina acum. Mersi foarte mult pentru invitație și pentru faptul că postul nostru de televiziune reflectă foarte prompt toate aceste noutăți și nu pot decât să fiu fericit. Noi ne bucurăm că suntem contemporani cu astfel de evenimente. Am fost contemporani cu primul transplant renal de la spital. Uite, acum suntem contemporani cu tehnica robotică. Deci roboții au ajuns să intervină chirurgical, la intervenții chirurgicale foarte grele, în locul medicilor, pentru că sunt de înaltă precizie aceste tehnici noi care vin acum în orașul nostru. Aș vrea, domnule doctor, să ne povestiți un pic despre această tehnică nouă, despre persoanele care au fost operate la Spitalul Sfântul Constantin, pentru că deja s-a intervenit cu tehnica robotică. Bun, spre deosebire de ce se întâmplă cu roboții industriali, dacă vedem uzine auto, roboții fac totul, roboții chirurgicali sunt practic niște platforme pasive, deci ei nu fac absolut nimic fără comandă umană. Aceste platforme pasive transpunând practic în interiorul pacientului mișcările chirurgului. Chirurgul face gesturile chirurgicale la o consolă folosind niște joystick-uri și aceste mișcări se transmit prin intermediul unor instrumente miniaturizate care au o grosime de 8 mm și un vârf de sub 1 cm, ele sunt transpuse în interiorul pacientului. Deci, pentru că pe mulți pacienți, practic, îi sperie ideea de a fi operați de roboți, pe de o parte. Nu știu, mie mi se pare genială toată treaba. Mi se pare că e multă precizie acolo. Trebuie să știe că roboții nu fac niciun gest fără a fi coordonați de către medic și în momentul în care medicul își ridică, de exemplu, ochii de pe ocularul aparatului, instrumentele se blochează. Deci
efectiv, în momentul în care există niște senzori, dacă chirurgul nu este atent, nu este acolo, prezent, instrumentele da? Se fixează în poziția respectivă și robotul stă în poziție stand-by. Deci nu poate fi vorba de niciun fel de eroare nu, aici. Nu. Vorbim despre un eveniment care s-a întâmplat săptămâna trecută, joia și vinerea trecută, două intervenții chirurgicale ale colegilor ginecologi. Ne-am obișnuit ca spitalul nostru să adune cumva specialiști din țară și din domeniile de interes, să fie un proiect internațional, adică să ne vină oaspeți de seamă din străinătate, cum este profesorul Fabrice Narducci din Lille, unul dintre cei mai mari specialiști în oncoginecologie la nivel mondial, care practic a venit, a participat la intervenția chirurgicală, a asistat, a făcut teaching, cum se spune, i-a ajutat pe cei doi colegi colaboratori. Deci, practic, i-a sprijinit pe colaboratorii exact, de la spital. Să fac această intervenție, după care, în cursul aceleași seri, a și plecat spre București, pentru că dimineața avea avion la prima oră. Deci, vorbim despre primul caz, cel de joi, care a fost o premieră. Așa, pe cine s-a intervenit în această premieră? Da, că e foarte important, e o pacientă de 70 de ani. Da. Vârstnică, da. Dar într-o stare biologică foarte bună, cu un carcinom de endometru, deci un cancer de corp uterin, mai pe românește spus. Deci vârstnică cu un status biologic foarte bun, care și-a dorit o operație mini-invazivă. Este pacienta profesorului Lucian Pușcașiu de la Târgu Mureș și, bineînțeles, că noi atunci când discutăm cu pacienții le spunem că aveți mai multe opțiuni, varianta clasică, varianta laparoscopică sau varianta robotică. Robotica fiind, să zicem, o laparoscopie adusă la cel mai înalt nivel. Pacienta și-a dorit varianta robotică și iată că acest prim caz s-a concretizat. Acesta a fost primul, a urmat un al doilea caz. Al doilea caz, pacientă mai tânără, da, care nu avea afecțiune oncologică. Exact. Al doilea caz, cel de vineri, a fost un caz mai simplu. O pacientă de 40 de ani cu un fibrom uterin destul de important, care încă mai dorea să își păstreze funcția reproductivă, deși s-a propus isterectomia, pacienta a zis că mai intenționează să mai aibă un copil, cel puțin să încerce, și tot domnul profesor Pușcașiu a fost cel care a venit cu propunerea. Acest caz la fel a acceptat varianta robotică și operația a mers foarte bine. De remarcat că ambele intervenții au decurs perfect, au avut o durată absolut normală de desfășurare, deci o oră jumate. Și pacientele s-au externat duminică, la 3 zile, respectiv la 2 zile de la intervenția chirurgicală, și sunt bine, o doamnă din Târgu Mureș și una din Botoșani. Bun, hai să vedem un pic tehnica aceasta robotică, nu aveți numai pe partea ginecologică, dar este un plus partea ginecologică, pentru că ați adus-o în spital și se fac aceste intervenții aici. Practic, pe această tehnică robotică interveniți chirurgical și în alte zone. Da. Aș remarca că partea de așa numită miomectomie, deci extragerea unui fibrom uterin prin tehnica robotică, am mai practicat-o la un caz în cursul anului trecut, și că acest procedeu se aplică, practic, se poate aplica la toate organele abdominale. Colegii noștri urologi, echipa de la Cluj, condusă de profesorul Coman și conferențiarul Crișan, au cea mai mare experiență din țară și, bineînțeles, că au și cele mai multe intervenții efectuate la noi în spital prin tehnica robotică, undeva
în jur de 70 de intervenții pentru cancer de prostată în principal și pentru alte tipuri de patologii renale, nefrectomii totale sau parțiale, după care urmează, să zicem, secția pe care o conduc de chirurgie generală, care are undeva la peste 20 de intervenții robotice efectuate, în principal pentru cancerul de rect. Este o zonă, ca și cancerul de prostată, o zonă foarte dificil accesibilă, care se pretează foarte bine la această procedură și urmat apoi de intervențiile bariatrice, avem mai multe premiere, gastric bypass da Vinci, gastric sleeve da Vinci. Pe locul 3 ar fi tumorile de pancreas. Se constată o creștere a adresabilității pe acest tip de patologie. Din păcate nu e bine că... Da, dar există atât tumori benigne, de exemplu, da? Tumori producătoare de insulină. Chiar în ultima săptămână am avut două astfel de operații pentru insulinoame sau alte tipuri de tumori endocrine de pancreas, care se pretează excelent pentru tehnica robotică, în care practic nu se sacrifică părți de pancreas, ci doar se nucleează tumora. Avem și o operație de spenopancreatectomie, deci ablația în bloc a splinei și unei porțiuni de corp și coadă de pancreas pentru un cancer de pancreas. Deci există o gamă foarte largă de intervenții pe care le abordăm, inclusiv patru prelevări de rinichi în cadrul intervențiilor de transplant. Practic, intervențiile pe care le-ați pomenit sunt făcute cu chirurgia robotică în cadrul spitalului. Exact. Domnule doctor, vor ajunge roboții mâine, poi mâine, să facă aceste intervenții chirurgicale neghidați de mâna medicului? Unul dintre pionierii chirurgiei la nivel mondial se numește Philippe Morel și este fostul șef al secției de chirurgie de la Spitalul Cantonal din Geneva. Și el a fost implicat, fiind unul dintre liderii chirurgicali ai lumii, în tot felul de proiecte împreună cu firmele care dezvoltă roboți și tot felul de aparatură medicală. Și el ne spunea într-una dintre vizitele făcute la noi acum anul trecut că estimează că nu într-un timp foarte lung robotul va face aceste intervenții la modul autonom, dar ghidat totuși de chirurg, dar în sensul în care prin realitate virtuală chirurgul va face pe baza imagisticii pacientului, adică introducând într-un sistem imagistic a pacientului, noi putem să avem toate datele anatomice ale pacientului, adică să știm totul și despre... Și cu anumite coordonate, exact, măsurători, și robotul să acționeze. Exact. Deci, dânsul așa spunea, o să poți să mergi acasă și să faci operația de 100 de ori, operația pe care ai de făcut mâine, da? O faci acasă, pe un simulator, de 100 de ori. Ce interesant! Și ca la sportiv, când ai dat scorul cel mai bun, acea operație, ți-ai salvat-o pe un stick, a doua zi branșezi stick-ul la robot și el va face acea intervenție chiar și fără tine. Doar... Foarte tare ce urmează să se întâmple, domnule doctor, deci, sper în medicină. Că în următorii 20 de ani să vedem așa ceva. Adică noi trebuie să înțelegeți că chirurgia este ca un fel de sport de performanță. Deci, de exemplu, eu înainte de operații, în primul rând, studiez foarte bine imagistica pacientului, în așa fel încât când intru în operație știu toate detaliile despre pacientul respectiv. Pacienții mă întreabă, n-ați avut surprize, n-ați găsit ceva? Nu, pentru că știm din start pentru ce operăm și ce ne așteaptă acolo. În al doilea rând, ne antrenăm, deci nu e o rușine. Înainte de intervenția de transplant, am fost cu domnul primar Taus să recoltez artere de purcel pentru a mă antrena să fac anastomoze, să fac cusături, să iasă cât mai bine, cât mai repede. Și așa cum un sportiv de performanță se antrenează pentru turneele pe care le face, și noi
ne antrenăm, ne pregătim continuu ca să fim tot mai buni. Știu că Spitalul Sfântul Constantin urmează să se mute în casă nouă, la toamnă, da, pe la final de septembrie, din câte știu eu. Spuneți-mi cum arată noul spital. Noi am mai vorbit aici în emisiune, dar am înțeles că începe tot mai mult să se vadă. Da, sincer, am avut niște luni extrem de aglomerate și n-am fost să văd. Cum va arăta secția dumneavoastră, nu știți? Nu știu. Nici sala în care veți opera la noul spital? Știu că s-au definitivat, sunt compartimentate, dar încă n-am fost să văd și chiar îmi propuneam ca după emisiune, ținând cont că astăzi am scăpat mai repede de la spital, să dați o fugă până acolo. Să vedeți cum va fi. Aduceți lucruri noi în noul spital? Cu siguranță că aducem în primul rând, prin dezvoltarea structurii, aducem alte specialități sau ușa este deschisă pentru foarte mulți colegi care în actuala structură nu mai aveam unde să-i primim. Adică noi avem, de exemplu, și astăzi și mâine imposibilitatea să internăm pacienți pentru că spitalul este plin. Și atunci exista, să zicem, o restricție legată de structura spitalului, o restricție de a mai aduce alte specialități și exista oarecum o frustrare pentru că mai multă lume vrea să ni se alăture și nu aveam cum să-i primim. Din punct de vedere al dezvoltării ramurilor chirurgicale, credem că am ajuns sau am introdus acele principale tehnici de top care ne plasează, să zicem, foarte sus în sunteți cei mai buni în momentul de față? Spitalelor. Nu sunt eu cel care să afirm treaba asta, dar avem tot ceea ce ne trebuie ca să fim unul dintre spitalele complete și de top ca tehnologie din Europa. Adică avem transplant, avem robotică, avem HIPEC, cam astea sunt lucrurile care fac diferența, laparoscopie de top, chirurgie prin ombilic. Deci, din punctul nostru de vedere, de acum doar trebuie să lucrăm în continuare, să ameliorăm, suntem cu multe la început. Bineînțeles, visul ar fi să devenim un centru multidisciplinar de transplant pe toate tipurile de organe. Asta ar fi următorul pas pe care doriți, da, să-l faceți? Următoarele etape. Dar deja suntem ok și faptul că investitorii au avut curajul să se lanseze după doar 7 ani într-un proiect dublu, practic, înseamnă că au încredere că echipa se dezvoltă și putem să susținem acest proiect mai departe. Bineînțeles că așteptăm toți colegii medici care își doresc să facă performanță să se alăture acestui nou spital și principiul de la care s-a pornit și cu primul spital, acesta în care suntem, este că șeful de secție practic dezvoltă proiectul, adică nu o să facem proiecte care, o construcție care așteaptă oameni, ci oamenii vor fi cei care vor dezvolta. Deci, practic, care ce cerere aveți, ce pacienți, exact, vin înspre, deci, dumneavoastră, veți dezvolta acele secții. Da, și secțiile, sau, mă rog, următoarele specialități, șefii următoarelor de secție, următoarelor specialități, își vor dezvolta specialitățile după cum dorești, bineînțeles, după... Dar care e specialitatea de top acum în spitalul dumneavoastră? Rămâne chirurgia, deci cea mai cerută? Am zice că suntem un spital cu profil oncochirurgical. Uh-huh. Există două secții care au numărul cel mai mare de pacienți. Dintre secțiile medicale, oncologia, care are cel mai mare număr de internări în spital datorită specificului medical, datorită ciclicității, deci ei practic au cel mai mare număr de pacienți, după care pe ramurile chirurgicale este chirurgia generală.
Deci, practic, chirurgia este cea care e de top în momentul de față, bine, și celelalte, da, și celelalte secții, dar unde este cererea cea mai mare? Domnule doctor, credeți că la un moment dat va inventa cineva panaceul universal? Sincer, nu. Nu? Dar ați auzit vorbindu-se despre el, Am auzit, dar la modul, să zicem, ca o utopie, că nu există. Că n-ar putea exista la un moment dat. Adică nici măcar nu cred că există un citostatic care să vindece toate bolile, așa cum nu există... Adică nu cred în medicamentul minune care să le vindece pe toate. Dar cum credeți că va evolua medicina? De pe poziția dumneavoastră, care a trăit și transplantul și tehnica robotică, unde se duce ea? Înspre ce se duce? Deocamdată merge spre rafinarea tehnicilor deja existente. Adică, așa cum v-a spus și profesorul Tozo, pe parte de transplant, de exemplu, suntem încă foarte departe de a produce organe la imprimantă tridimensională. Vom merge pe a crește rata de donare, a utiliza donatorii cât mai bine, a preveni ajungerea în stadiu de transplant. Pe partea oncologică se vizează tot mai mult terapia personalizată, în care să se țină mai puțin cont de apartenența de organ a bolii, ci de mutațiile genetice ale tumorii respective. Acesta este viitorul până la urmă, da. Pentru că au fost vremuri în care bolile oncologice, ai cancer de ficat, ne uităm în manual, ăsta e tratamentul, același tratament pentru toată lumea. La unii funcționează, la unii nu. Deci terapia personalizată cu mutațiile genetice din tumoră, cu toate detaliile acestea bine puse la punct, poate salva mai mult. Exact. Și chiar aveam un pacient din București cu care eram prieten de familie și s-a prăpădit săracul, dar făcea un tratament la un moment dat pentru un cancer de ficat cu medicamente pentru cancer de sân, pentru că se descoperise în genotipul acelei tumori că poate fi atacată prin blocanți de ormoni. Și el zice așa, am ajuns și femeie acum, adică practic fiecare tumoră are puncte slabe care pot să o facă susceptibilă de a fi atacată cu citostatice. Despre asta probabil că mai bine o să vorbească colegii mei oncologi. În general se merge pe miniaturizarea chirurgiei în toate domeniile, cât mai puține cicatrici, cât mai puține intervenții. Pe de altă parte, există și chirurgia maxim invazivă, cum este operația de HIPEC, în care totul se expune, totul se deschide și care probabil că niciodată nu va fi o intervenție robotică sau laparoscopică sau mini-invazivă. Cine știe cu timpul unde se va ajunge? Da, deci partea frumoasă, consider că la vârsta noastră avem norocul de a fi trecut prin mai multe etape, atât din punct de vedere al societății românești, cât și din punct de vedere medical. Adică în anii 80 am văzut practic începuturile medicinii, medicina aproape la stadiu medieval și am trecut foarte repede în 20 de ani la medicina de astăzi. Medicina robotică. Aveți vreun transplant pregătit acum peste vară sau mergeți în vacanță? Da, deocamdată ne relaxăm și așteptăm să vină toamna, unde sperăm ca și cu ajutorul noi, conducerea Agenției Naționale de Transplant, să putem accesa acele fonduri care să ne permită să ne adresăm mai multor pacienți și să îi ajutăm. Deci avem o listă de pacienți de peste 30 văzuți și care ar dori să se transplanteze la noi și o listă scurtă de minim 4 cupluri care ar putea să fie transplantate, dar care din considerente financiare încă nu avem o soluție pentru toți. Pregătim o surpriză, să zicem, la nivel european în noiembrie, dar prefer să vorbesc despre ea dacă se concretizează.
Într-o altă emisiune, după vacanță. Exact. Și bineînțeles că ne dorim, pentru că încă o dată este discriminator, pacienții ar trebui să poată beneficia de intervenții de transplant decontate de către stat, așa cum se decontează la un spital public. Da, să sperăm că din toamnă se mai schimbă ceva vis-a-vis de medicina noastră românească, că și spitalele din România vor ajunge mai bine decât sunt în momentul de față, dar avem norocul să avem aceste spitale private, cum e și cel de la Brașov, care ne-a pus pe hartă, practic, și din multe puncte de vedere, cu ceea ce faceți dumneavoastră acolo, transplanturile renale și aceste intervenții chirurgicale de mare precizie, robotice, pe parte de ginecologie, pe alte părți, cum spunea domnul doctor. Deci, practic, tehnica robotică funcționează în Spitalul Sfântul Constantin. Mulțumesc mult că ați venit alături de noi să Mulțumesc ne povestiți din noutățile Mulțumesc. Medicinei de la Brașov. Domnul doctor Bogdan Moldovan, medic primar chirurg și șef chirurgie la Spitalul Sfântul Constantin, a fost alături de noi. Mulțumesc mult de tot și să aveți mult succes în continuare cu pacienții dumneavoastră, care știți cum vin la dumneavoastră, ca la Dumnezeu, că sunteți în serviciul lui Dumnezeu. Da. Am venit să ne faceți bine. Mulțumesc și eu și promit să o ținem tot așa, cu steagul sus. Așa să faceți. Sunt Cornelia Crevean. Toate cele bune. La revedere!